Dragi botoșeneni, în aplauzele dumneavoastră am să-i rog să se ridice în ordine pe toți candidații Uniunii Social-Liberale pentru Parlamentul României. La Senat, doamna Doina Elena Fedorovici, domnul Petru Șervan Mihailescu și domnul Viorel Grigoraș. La Camera Deputaților, pe domnul Virginel Dumitru Cireadă, domnul Andrei Dorinaschi, doamna Roxana Florentina Arușcă, domnul Costel Șoptică, domnul Mihai Boltă, doamna Tamara Dorina Ciofu, deoarece viitorul președinte al României, domnul Crin Antonescu, a venit să-i susțină la Botoșani! Bună seara! Bună seara! Aproape totul s-a spus. Acestor candidați admirabili care merită încrederea voastră, care merită votul vostru, care merită să vă reprezinte. Florin Țurcanu este un om de la care, atâta cât pot, că nu pot tot, învăț în fiecare zi. Și așa cum le mulțumesc tuturor colegilor noștri din PSD, din Partidul Conservator, din Partidul Național Liberal, vreau să-i mulțumesc lui în special. Nu numai pentru ce a făcut în campania electorală de la locale, nu numai pentru ce face în fruntea Consiliului Județean și ce face în această campanie, ci pur și simplu pentru că este unul dintre colegii mei, fără mofturi, fără pretenții, fără nasul pe sus, dar care se bate până la capăt cu toată energia lui. Dacă o armată ar avea generali și soldați ca Țurcanu, ar cuceri orice. Dacă un partid are conducători și membri ca Florin Țurcanu, câștigă orice competiție electorală. Și dacă un județ are în frunte un om ca Florin Țurcanu, va ieși din condiția de sărăcie, de marginalitate, de nevoie. Mi se înfioară pielea când aud un om puternic ca Florin Țurcanu spunând: fraților, și Botoșaniu e în România. Cum adică? Cum adică și Botoșaniu e în România? Păi să vedem ce ar fi România fără Botoșani. Cristea Domniței a spus niște nume extraordinare. Dar numai două, dacă am reține, la numai doi oameni pe care acest pământ i-a dat României, dacă ne-am gândit, la Eminescu și la Iorga, am înțelege că România nu există fără Botoșani, că România n-are limbă și n-are istorie fără Botoșani. În Botoșani există foarte multă nevoie de ajutor, există multă așteptare, există sărăcie, există suferință, dar există, dragii mei, putere, energie, inteligență, folosiți-o, suntem alături.
de voi pe această scenă. Pe această scenă îi vedeți pe oamenii care vă vor conduce, vă vor reprezenta în următorii ani. Pe Florin Țurcanu, pe tânărul dumneavoastră primar. Aveți încredere în viitor cu asemenea oameni în frunte. Îl vedeți pe un prim-ministru care va conduce multă vreme România. Vă spun ca să audă și Băsescu cum îl cheamă, Victor Ponta. Îi aveți pe toți cei mari din Moldova. Toată Moldova e cu voi, nu numai în seara asta, tot timpul. Pentru că nu există România puternică fără Moldova puternică. Și nu există Moldova puternică fără Botoșani puternic. La 9 decembrie știm cu toții ce este de făcut. Știm cu toții că voința noastră trebuie exprimată clar. Și sunt alături de prietenii mei, alături de colegii mei, de prietenii dumneavoastră, de colegii dumneavoastră, ca să vă garantăm că nimeni nu-și va mai bate joc de votul românilor niciodată. Că omul și oamenii care au sfidat votul la 7,5 milioane de români vor trebui să-l respecte pe 10 decembrie sau să plece. Uniunea social-liberală nu s-a creat și nu a crescut și nu s-a luptat numai ca să câștige niște alegeri. Uniunea social-liberală s-a creat și va rămâne împreună până când România va fi o țară puternică, fără Băsescu, fără trădători, fără oameni care își bat joc de proprii lor cetățeni. Noi avem împreună, numai împreună, de realizat un proiect mare, un proiect greu. România are foarte multe de făcut pentru a deveni o țară puternică. Dar pentru asta trebuie să înțelegem că ne trebuie unitate, ne trebuie forță, ne trebuie să fim împreună. Și cum spune și Sfânta Scriptură și cum spune Mântuitorul, fericiți făcătorii de pace, vrem pace între toți românii, dar pace fără hoți, pace fără minciună, pace pentru această țară și nu pentru jefuirea ei. Ne trebuie unitate, ne trebuie voință, ne trebuie credință și ne trebuie respect al unora față de alții. Moldova, Moldova, Moldova a arătat mereu în toată istoria acestei țări că știe să dea pentru toată țara genii ale literaturii, ale științei, ale muzicii, ale culturii. A arătat că știe să dea ostași care și-au dat sângele și viața pentru această țară. A arătat că știe să dea copii frumoși, ingenioși, curajoși. Adunați-vă astăzi și pentru anii următori încrederea, energia, optimismul și forța. Putem avea o Românie puternică. Doamne ajută! România puternică începe la 9 decembrie. Victoria!